Polițiștii, jandarmii și cei de la ISU au verificat modul în care se respectă prevederile legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost controlate aproximativ 400 de persoane și peste 55 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, din care 83 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 25.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 110 mijloace de transport în comun. Oamenii legii precizează că obiectivul urmărit a fost siguranța cetățenilor și că astfel de acțiuni vor continua zilnic. De aceea reamintesc că toți trebuie să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască de protecție și să nu se expună la riscuri.